În ședința de Consiliu Județean de luna trecută, consilierii au alocat 350 de milioane de lei pentru majorarea capitalului societății. O parte din această sumă a mers spre datorii, altă parte spre reabilitarea acoperișurilor prin care plouă. Suntem în faza în care banii au fost virați, caietul de sarcini pentru lucrare a fost făcut. Mai sunt, probabil o să mai dureze câteva zile înregistrările la Registrul Comerțului cu modificările pentru membrii din AGA și din CEA. Așteptăm, se vor demora efectiv lucrările pentru așteptăm în momentul de față oferte și probabil că într-o săptămână sau cât de repede ne va permite vremea vom trece la executarea lucrărilor. Dacă banii vor fi de ajuns, autoritățile gorjene speră să facă mai multe investiții. Au făcut o evaluare, acum eu cred că în mare parte lucrările se vor executa. Nu cred că... Se va reface efectiv totul sau se vor face mici? În primul rând vom reface halele în care își desfășoară activitatea societățile comerciale și dacă ne vor mai rămâne ceva bani, vom mai face o reparație și la o hală care vrem să o pregătim pentru viitor, pentru noi investitori. În urmă cu o lună, investitorii autohtoni din parcul industrial se declarau revoltați de faptul că halele industriale nu au mai fost reparate de ani buni, însă chiriile au rămas la fel. Prin tavanul barăcilor plouă, astfel încât patronii nu-și pot desfășura activitățile.